Să mai bifați încă o rubrică. Veți fi tineri cu pasiuni sfinte sau cu pasiuni lumești? Voi aveți de ales. Esau și Iacov au fost gemeni. Esau însă, spune Scriptura în Evrei 12, că era lumesc. Îi plăcea la vânătoare. Spune Scriptura în Genesa 25 că a venit, citesc versetul 29, odată s-a întors de la câmp, rupt de oboseală. Nu știu cât a alergat prin păduri. Dar ce îmi pare aici dur, scrie în versetul 34 că după ce a mâncat, s-a sculat și a plecat. Pentru Esau, pasiunea era, vânătoarea era o mare pasiune. Am auzit că prin țară mai sunt tineri din ăștia tare pasionați de vânătoare și eu le spun că-s frați cu Esau. Unii tocmai duminica se organizează astfel de partid de vânătoare și nu-și permit să rateze una ca asta. Sunt și alte fel de pasiuni, cum ar fi sportul. Până în clasa 11 am fost și eu tare pasionat de sport. Și atunci mi-am schimbat pasiunile. Iacov, în schimb, avea alte pasiuni. Când a fost vorba de dreptul de întâi născut, care conținea ceva pe linia avramică, a fost în stare să dea materialul pe spiritual și a dat mâncare la frate său, mă să primească dreptul de întâi născut. Dar n-a fost singura situație în care și-a dovedit opțiunea. În Scriptura, ceva mai târziu, în cartea Genesa, capitolul 32, că într-o noapte, și eu îmi imaginez asta o noapte de veghe, o seară de stăruință, întârzia Domnul să-l boteze pe Iacov cu Duhul Sfânt. Și scrie aici în versetul 24 că s-a luptat până în revărsatul zorilor, văzând că nu-l poate birui omul acela, l-a lovit. Și în versetul 26 este scris că Iacov a zis: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Dumneavoastră, stimați tineri, vă doriți binecuvântări duhovnicești? Aveți pasiuni sfinte, să vă rugați până obțineți pasiuni, să studiați Scriptura, să postiți, sau vă încântă alte pasiuni? De regulă, pasiunile sunt unidirecționale. Eu sunt un dușman al sportului competitiv. Gimnastica e una. Bun ar fi munca, că muncești pe bani. Gimnastica înseamnă să te miști fără bani. Dar sportul e mare păcat, e închinare la idoli. Pentru că domină inima. Și-a spus Dumnezeu: Fiule, dă-mi inima ta mie. Unde-i comoara, cum aminteam aseară? Unde sunt plăcerile, acolo te dăruiești. Să nu spună mie cineva că în timpul unui campionat, a unei finale, a unui meci mai de seamă, dacă ar fi să aleagă, s-ar duce la o seară de stăruință dacă el e mare microbist. Așa poate s-ar duce în nădejdea că are vreo vedenie să vadă cine câștigă sau ce. Știți, este, nu e o poveste, deși a devenit legendară că în vremea când fugeau românii în Sârbia, la Belgrad, nu mai știau cum să-i trieze, cum cred că nici europenii ăștia nu mai știe cum să-i trieze pe emigranții arabi. Și de o dimineață la ușa lacrului a fost un autobuz și a scris: merge la meci. Și un alt autobuz se merge la biserică. Și pocăiții noștri au ales în care autobuz se suie, nu? Știți cel care urma să meargă la meci unde a ajuns, nu? La Timișoara, la închisoarea Popa Șapcă, de pe strada Popa Șapcă, nu? Așa oamenii au găsit să-i trieze. Scrie în Biblie că a zis Dumnezeu, Roman 9, Maleahie 1, zice Dumnezeu: pe Iacov l-am iubit. Dar de ce? Cum a fost? Mai șmecherea și el. Și pe Esau la mură, dar de ce? Iacov a avut dorințe sfinte, nu că nu a avut slăbiciunile lui, că în copilărie, în tinerețe, cum zicea David, psalmul 25, Doamne, iartă-mi greșelile în tinerețe, care nu a greșit în tinerețe? Da, și-o dorit pe Dumnezeu. Ce spuneam despre David? Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbind. Iacov și-a dorit, pe când Esau? Nu veți găsi nicăieri scris în Biblie că Esau a zis o vorbă despre Dumnezeu. Îl întreabă, scrie în Genesa 33, Esau pe Iacov: cui-s băieții ăștia? Mi-o dat Domnul. Esau, ce-o vorbă de Domnul? Mă întreabă Esau: ce-i cu averea asta, cu animalele ce mi le-ai trimis înainte?
zeci, sute de animale. Dumnezeu mi l-a dat. Știți cum răspunde sau? Și eu am. Dar nici pomeneală de Domn. Nu avea pasiuni sfinte. Și vă întreb direct, voi aveți? Păi se va decide din ce neam sunteți. Că Esau cu Iacov au fost gemeni. Eu înțeleg din asta că noi, cele două pasiuni sunt atât de apropiate una de alta ca doi gemeni. Și noi alegem. Vom investi spiritual sau vom investi numai material? Și asta se va vedea, cum spuneam și aseară, în timpul de rugăciune, de cercetarea Bibliei, de dorințe. Ce îți dorești pentru viitor? Se spunea că, să zicem ceva și pentru cei căsătoriți, aceeași chestiune după ce te căsătorești. S-a dus Ana la adunare, necăjită, și s-a rugat, Doamne, dacă ai privit pentru starea robei tale și dacă îmi dai un copil, hai să spui drept ce vreau să fac cu el, ți-l dau ție, că nici eu n-am, dar văd că nici tu n-ai. Când vin la adunare, n-ai niciunul aici, nu știu cum îs. Dacă mi-l dai, eu ți-l dau ție. Și când vede Dumnezeu că te doare de cauza Lui și că îl dorești, atunci să știi că Dumnezeu te iubește și te alege. Dumnezeu nu se uită la un moment dat la un om doar ce este el în acel moment, ci se uită să vadă care este tendința, care e evoluția lui. Își dorești să te curățești. 2 Timotei 2, într-o casă mare nu sunt numai vase de cinste. Fiecare are valoarea lui. Zice, oricine se curățește va fi un vas de cinste sfințit? Ce scrie imediat după aceea? Folositor. Dacă nu-i sfințit, bă, o să fie vas de aur. N-ajută. La Arad, la o emisiune de radio, o profesoară zice, să vă spun cum am luat cunoștință de cum gândesc tinerii pocăiți. Și el mi-a dus testele la elevii la liceu, la limba română. Și printre altele, o fată bună la învățătură, nota 10. Cum o anunț nota, se ridică și îmi spune, doamna profesoară, vă rog să-mi dați nota 1, că eu am copiat. Ce? Știa că e elevă bună, ținea la ea, auzi, lasă că și alții o copiat. Ce am spus, am spus. Nu, nu, dar strigi media, măi, fată. Nu, că știți că m-am note bune, cota parte din media finală, cât e teza, suport. Și nu putea lămuri pe fată. Și întreabă, dar spune și mie, explică-mi, dragă, că eu sunt profesoară de ani de zile și eu n-am pățit așa ceva. Să-l prind și să spună să nu-i dau unul, dar să nu-l prind să spune să-i dau unul, asta e noutate pentru mine. Și fata zice, doamna profesoară, eu duminică mă botez. Noastră nu știți, dar botezul e mărturia unui cujit curat. Și nota asta de 10 îmi fură bucuria de la botez. Lăsați-mi bucuria să mă bucur sincer și de a fi curată, că nu mă interesează nota. Asta înseamnă să investești spiritual. Să nu-ți pese cât pierzi, ci ce câștigi spiritual. A zis Avram către Lot, învățătură de la tată. Zice, între mine și tine nu-i vedea tu ceartă? Dar pierd buncile. Nu mă interesează ce pierd. Mă interesează să nu pierd spiritual. Spunea un frate, că s-a dus la fratele Nicolae Moldoveanu, și printre altele i-a zis, după 60 de ani de căsătorie, și i-am spus soției mele în ziua cununii, uite-te, dragă, bine la mine. Cu mine nu o să te poți certa toată viața. Și a întrebat, dar de ce? Eu nu mă cert că îl întristesc pe Domnul. Și zice, frate, uite-o, acest timp de 60 de ani împreună, întreabă, ne-am certat? Și a zice, n-ai cu cine, că ăsta numai cântă. Că nu merită. Dar asta înseamnă să se dovedească la ce ții, ce-ți dorești. Că așa dacă cauți după dreptate, că e 2 lei în plus, nu e în minus, voi poți să faci matematică până mori. Dacă ții că e orgoliu meu, că asta îmi place, că asta... Nu, no, investește spiritual, că ceea ce face farmicul unui om este bunătatea lui. Astea-s valori. Celelalte, frumusețea nu-i mai adâncă decât pielea.
spune un vers de poezie, sparge în bucăți oglinda cu o sânda ei nedreaptă și privește în scriptură slava care te așteaptă. Unge-și cercănuta față cu cereasca alifie ca să fii frumos în Domnul, plin de har și bucurie. Tineri dragi, ocupați-vă, cum zice 1 Petru capitolul 3, de omul dinăuntru. Asta înseamnă să investești, că ăsta din afară, însă orice câtă farbă pui pe trupul ruginit, cu vremea n-ai să poți ascunde totul, să arăți întinerit. Trădătorii fără milă spun la oameni adevărul, ridurile de pe față, vocea răgușită, părul. Mai încearcă mult sau multe, după cum îi poartă firea cu vopsele sau podoabe, să-și ascundă îmbătrânirea. Dar asta nu ține. Dar dacă ai investit în omul dinăuntru, să vezi atunci o băbuță frumoasă și un moșnea care să țină într-o cârjă, dar ascunde în colivia șubrezită o față de înger. Investiți spiritual ca Iacov, nu investiți ca Esau. Nu aveți pasiuni din astea păcătoase, că cu vânătoarea nu face avere în cer. Nici cu sportul, nici cu frumusețea, astea le duce apa pe toate. Dar sunt valori care rămân, investiți în acelea. Și o ultimă opțiune cu care vă rețin, și apoi mai urmează ceva la urmă, ține de Dumnezeu că e la urmă. Opțiunea de a te căsători de la Domnul sau nu. Primul tânăr din generația aceea de patriarcă, așa cum am spus, Avram era deja însurat când s-a pocăit, da, Isaac se pocăise, au crescut în familie pocăiți, s-a însurat în adunare. Asta spun eu ca să adaptăm textul, să-i dăm un update la vremea noastră. Genesa 24 urmea un tânăr să se căsătorească, așa ca voi, nu? Că nu știți căsătoriți. Avram era bătrân, versetul 2, Avram a zis celui mai bătrân, doi bătrâni vor început să vorbească. Despre ce? Să însoară un tânăr. Și au vorbit cu unul mai bătrân, trei bătrâni. Versul 3. Te voi pune să jur pe Dumnezeu celul ăsta, ai îmbătrânit de zile. Trei bătrâni s-au pus să însoară un tânăr. Măi, bătrâni, măi tinerilor, voi vreți să vă însoarați cu sau fără bătrâni? Acum, de câteva generații încoace, este o formă de căsătorie fără bătrâni. Eu am mai făcut un anunț, îl fac și la dumneavoastră, să văd dacă rămân sau nu de pagubă. Am promis o Biblie aurită la cine poate dovedi cu Biblia, că în Biblie scrie undeva că poate să fie o prietenie între un băiat și o fată. Dacă găsiți cumva ceva scris în Biblie, ăștia-s martori că vă dau cadou Biblia aurită, și dacă mă bag dator. Da, nu mi-e frică de pagubă asta. Că termenul ăsta de prietenii s-a născut numai acum încoace. Numai că de când funcționează căsătoriile astea fără bătrâni, căsătoriile se descompun, Belgia e campioană în EU, asta potrivit Institutul Național de Statistică 2010, 71% divorțuri. Locul 2, Austria, 68%. Nu-i succes la căsătoria fără bătrâni. Unde era Isaac în discuția asta despre căsătorie? Bătrânii așa, să înțeleg, jură, pleacă, mă angajează încă un bătrân, un înger, că doar îngerii nu sunt tineri, nu că-s de mult, nu? Patru bătrâni să însoare un tânăr. Și el pleca de acasă. A ieșit treaba bună? Eu nu vă spun neapărat să faceți atunci. Fondul trebuie luat, modelul sacru. Că bătrânii ăștia, ascultați cum vorbeau, cu minte, zice ăla care, administratorul averii lui Avram, că acolo era avere, nu lăsat pe mână la unul care nu știe să o coti bine. Gândit și zice, auzi, eu mă duc pe fată, te gândești dacă fata nu vine? Vrei fată din România, dacă nu vrea să vină în Austria? Și zice Avram, versetul 7, Domnul Dumnezeu cerurilor, care m-a scos din casa tălui meu și din patria mea, mi-a vorbit și mi-a jurat, zicând, seminții tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta.
Oare îngerii ăștia mai trăiesc sau au ieșit la pensie? Băi, băieți, angajați un înger din ăsta, meargă înaintea voastră, să scoată fata în cale, să pregătească și găleata și fântâna și bunăvoința. Dar nu orice fată, din asta cum scrie versetul 16, e foarte frumoasă și niciun bărbat n-a avut legături pe asta, n-avea cum pe Facebook, n-a avut legături cu nimeni. Știi? Și scrie aici că robul lui Avram a spus, era un om înțelept. Versetul 12 s-a așezat la rugăciune și a zis, Doamne Dumnezeu, stăpânul meu Avram, mă duc într-o lucrare importantă, dă-mi spânt. Spuneți-mi, vă rog, știți cum au decurs evenimentele, s-a dovedit că a mers îngerul înainte. Ce îmi place aici enorm, când a văzut cum s-au împlinit semnele, scrie în versetul 26, omul acela a plecat capul, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, acolo era fata de față, s-a uitat la el ce face, a fugit acasă, spună, și a zis, binecuvântat să fie Domnul, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia și n-a părăsit-o până în seara asta, că la astea la el sunt veșnice, binecuvântat să fie în numele Său. Merge acasă, oamenii îl poftesc să mănânce și el spune, nu mănânc. Ca Domnul Iisus la, cu femeia în fântâna Sihar, când o sugerit și mâncare, ce, dar am altceva mai important să vă spun, nu mâncarea. Și începe el și spune de la versetul 37, stăpânul meu m-a pus să jur, uite așa și uite așa și le povestește. Și scrie în versetul 50, Laban și Betuiel au zis, de la Domnul vine lucrul acesta, căsătorie de la Domnul. Și-a dus-o acasă, pe nevăzute. Acum, bieții băieți care nu vor de la Domnul, o iau pe pipăite și tot nu este treaba bună. A dus-o acasă, scrie în versetul 67, a iubit-o, ea a fost nevasta lui și a fost mângâiat de pierderea mamei sale. Când am discutat un asemenea subiect la Viena, la numărul 1, îmi vine un bilet de la fete. Frate, dar nu-ți dai seama că e un risc să mă căsătoresc eu cu un băiat cu care nu m-am întâlnit și cu care n-am discutat? Și zic, o, sora mea, eu vreau să te ajut și tu nu te pricepi. Dar eu nu ți-am spus să nu discuți cu băiatul, că scrie aici că atunci când s-a întors robul, Isaac a discutat cu el. Și nici fata, cum a fost, ce s-a întâmplat, și când o istorisit, totul luat-o de nevastă. Dar am întrebat-o, dar tu te-ai mai măritat de multe ori până acum, știi cum este măriți? Păi nu. Îți dai seama ce experiență ai, nu? Nu, dar vreau să ies cu el, să ne întâlnim, să avem o prietenie. La prietenii se joacă teatru. Și tu vrei să te măriți după o piesă de teatru? Să urmărești altă piesă, nu? Tot de teatru. Unii se însoară ca în filme și mă urmează un serial. Asta este. Am spus, eu vreau să te ajut. Vreau să angajăm în procesul căsătoriei pe Dumnezeu stăpânul. Îngerii Săi care sunt pe teren. Vreau în procesul căsătoriei să-ți angajezi pe tată tău și pe mamă ta care te iubește și au experiență. Și vreau în procesul căsătoriei să mă angajăm și un slujitor, și păstorul. Eu te ajut sau te încurc, mai fată? Păi văd că vrei să mă ajutați, mă, tu nu vrei să mă asculți, nu? Pentru că, repet, modelul ăsta în care băieții bat apropo la o fată, o prietenie, așa din asta, în spațiu virtual, nici nu știi ce vrea, ce nu vrea, fetele clădesc, imaginație. Băi, băieți, când vreți să vă însurați, spuneți concret la o fată ce vreți. Lucrați pe față, spune, dragă, vreau să te trec pe numele meu. Sună bine numele meu? Nu, te învârți așa pe lângă câte o fată, el a spus la fete, când vezi câte un băiat că se învârte așa în jurul tău, întreabă, băi, tu ești bea de cap, nu știi ce vrei. Spune! Patriarhii ăștia când au vrut să însoare, nici nu au mâncat până nu au spus ce vrea. Observați? Nu, ne punem la masă și apoi ca și gabauniții, aflăm după aia ce-o fi. Nu. Întâi ne rugăm, dacă e cazul punem un semn sau Dumnezeu vorbește în diferite feluri și apoi intrăm în lucrarea asta, căsătorie, cum zice în proverbe, o nevastă bună este un dar de la Domnul, dar dacă urmezi o procedură cu Domnul. O fată din județul Bihor, treceau ani și ziceau ceilalți către ea, tu n-ai cum să te măriți, tu în spațiu virtual nu te expui,
la diferite întâlniri din astea așa mai lumești, nu mergi la plimbare, serile. Nu vezi că trec ani, tu cum te măriți? Ne-a povestit exact fata asta, acum e nevastă. Deci le-am spus la toate, dacă Dumnezeu vrea să-mi trimit un soț și dacă vine pe coșul de la fum, pe horn, tot vine la mine. Și s-a dus un băiat din județul Hunedoara, într-o biserică vecină acolo din Bihor și Dumnezeu îi pune pe inimă la păstor, zice, la băiatul ăsta îi faci cunoștință cu fata aceea. El se duce la fată și îi spune direct, eu am o intenție serioasă să te rogi și tu să aflăm voia Domnului și dacă vedem că suntem compatibili, intrăm în lucrarea de căsătorie. Fata se uită la el, un băiat frumos, și zice, auzi, lasă-mă să fiu la fel de transparentă ca tine. Eu am 29 de ani și după cum te văd, tu pari mult mai tânăr. La care el zice, ce interesant, și eu am tot 29. Am mai mers odată, timp de rugăciune, am mai mers odată și pari mi s-a trei oară, zice, ei, mai fac mult naveta? Te-ai înțeles cu Dumnezeu? Te-ai hotărât? Părinții ce spun? Slujitorii ce spun? Ne căsătorim. Acum au ca 35 de ani, cum v-a spus, că sunt de o vârstă și a spus ea, am avut o fecerie frumoasă și am o căsătorie și mai frumoasă. Dar știu din ăștia care fac fără Domnul. Am întâlnit pe unul care nu și-a putut aduce nevasta niciodată la adunare după nuntă și am zis, măi băiete, cum ai reușit tu performanța asta să duci acasă o asemenea specimen? Spune și mie ca să spun la alții să nu mai fac o prostie ca tine. Apoi, frate, ce să spui drept, eu am luat-o cu o frumos. Și zic, ia după ce o mergi după tine. Am avut bani. Apoi zice o vorbă înțeleaptă, dacă vrei să te însori pentru bani, mai bine încurcă-te cu banca. Că tot e mai ușor. Că nu merită așa. Așa s-au căsătorit patriarhii, dar s-a căsătorit și Esau. Cum s-au căsătorit? Tata a vrut? Nu. Mama a vrut? Nu. Pe Domnul l-a întrebat? Nu. Și s-a ales de urmașii lui. Zice în Maleahii 1, să tot zidească și Dumnezeu va numi țara lui țara nimicirii, țara pe care s-a mânia Domnul. Așa vrei să leagă de neamul tău, să se stângă? Tineri dragi, fetelor, cereți de la Domnul și voi băieți, angajați îngeri și slujitori și Dumnezeu vă va da binecuvântare în căsătorie. Asta e foarte, foarte important. I-a povestit fratele Viorel Calancea, păstor la Chișinău, în Republica Moldova, că încă la ei se mai păstrează pentru tinerii care vor modelul din fosta Uniunii Sovietice, cum se căsătoreau tinerii acolo. Când un băiat vrea să căsătorească, se duce la prezbiter și îi spune, vreau să mă căsătoresc și mi-este îndreptată inima spre fata aceea din adunare. M-am rugat și asta cred că e bine. Slujitorul respectiv se duce și spune la fată, un băiat are intenție de căsătorie pentru tine. Tu ești gata să te căsătorești? Dacă fata spune, nu, încă nu mă căsătoresc, gata, nici nu-i spune despre ce băiat e vorba, ca să se încheie totul aici. Dacă fata spune, am dorință să mă găsesc, dar vreau să știu despre ce băiat este vorba, da, asta urmează să spun, să-ți anunț părinții și dacă împreună cu părinții decideți, băiatul va veni la voi. Veți discuta, dacă ajungi la vreun înțeles, veniți și ne spuneți, programul în nuntă. Dacă nu, în curăție și în libertate. El se retrage, rămâne băiat curat, tu rămâi fată curată. Eu nu spun neapărat să faceți ca Esau sau cu ăștia Republica Moldova, faceți cum vreți, numai cu îngeri și cu Domnul. Nu cu prietenii din astea, mă sună o fată că este un program de consiliere online și oh, bietele fete cum mă sună și mă contactează și băieții și încurcați, dar nu vor să înțeleagă că a te căsători după principii biblice una sau a te căsători, cum spuneam, ca în film, e alta. Și se întâlnesc ăștia doi și ea zice, frate, la fiecare întâlnire ne permite, mă atingeri și păi am mustrări de cunoștință și mă simt vinovat. Deci, dar căsătoriți-vă, câți ani aveți? 30. Și ce mă așteptați? Apoi zice că el n-are încredințare. Apoi zic, bată-l norocul ca să nu zic mai rău, dar să te îmbrățișează, are încredințare.
Știi că unde nu-i binecuvântare, măcar noroc, știi? Binecuvântarea ceva, sigur, norocul e o întâmplare. Poate că ne merge și la ceva. Fiți cu principii la căsătorie. Ma, unii spun, măi frate, să-mi dea mie Domnul pe cineva care nu-mi place. Dragul meu, nu te căsătorește Domnul cu cine nu-ți place. Dar dacă vei merge tu pe ideea lui Samson, ia-mi eu că-mi place, câte zile după nuntă i-o plăcut la Samson? Măi, nu n-o fă bine nici o zi de la nuntă, de cum după aceea? Sau cum zice proverbul din popor, bucurie o zi și o noapte și năcaz până la moarte. Vine o femeie la consiliere, plângând. Frate, sunt nenorocit. Bărbatul a plecat de la mine? Și întreb eu, printre altele, câte zile ai avut fericită viață? Nici o zi, frate. Când seara anunții, o zic că pe scaunul de mireasă m-am uitat după băieți și o trebuie să dau filmare înapoi ca să-i arăt că nu m-am uitat și el să-mi arate că m-am uitat. Nu imaginați-vă cu ce gust a început viața de familie. Dar știți ce mi-a spus fata asta? Frate, n-am vrut să ascult de nimeni. Am zis că le-au și dacă Dumnezeu e împotrivă. Vai ce prostie am făcut. Dar zice, nu mai pot să întorc istoria înapoi. Mai spun ceva și am încheiat. Vine la mine un tânăr și zice, frate, cum aș putea să mă însor să iau eu o fată bună? Indică-mi un proroc. Sau să trag la sor, sau ce semn să pun să iau eu o fată bună? Și a zis, măi băiete, încă nu sunt înfițat o asemenea șmecherie. Dar cum, dacă întreb pe Domnul, nu pot să aflu o fată bună? Nu, no. Dar nu știu proroci. Ei știu, numai că ție ți se va spune ca în pilda din Matei 20, ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Că dacă întreb pe Dumnezeu, când Dumnezeu e mâniat pe tine, ce-ți dă? N-au întrebat evreii când au vrut un împărat, n-a fost prorocie să fie Saul? N-a fost trage la sor să fie Saul? Bun a fost împărat. Scrie că le-a spus Samuel, veți striga împotriva împăratului vostru și Domnul nu vă va asculta. Dar de ce? L-ați vrut. Apoi du-te numai înaintea Domnului și întreabă, Doamne, vreau o fată bună și fii și bogat și frumoasă. Și Dumnezeu imediat caută în listă așa repede ca la computer și zice, dă-mi una și bogată și frumoasă. Dar de pocăite, dar n-a întrebat. Dar totuși unul a întrebat. De-aia caută-l pe el, cum e? Zice, nu-i se cuvine, nu, atunci, lasă. Dar dacă tu nu ești pocăit, tu nici nu știi să alegi, omule. Imaginează că stai în bancă la matematică și ai examen. Și întrebi pe ăsta de lângă tine, băi, am făcut bine exercițiu. Ăsta știe matematică tot ca tine, știi? Și el zice, bine, mă, că așa am făcut și eu. Și la examen, notă 4 amândoi. Băi, dar nu te-am întrebat. Băi, ce eu știu? Mi s-a părut că e bine. Că scrie în proverbe multe căi. Acolo sunt două versete diferite. Într-unul zice, la urmă duc la moarte, și în altul zice puțin diferit într-un alt verset. Le căutați unde sunt. Dar la urmă se văd, adică unele nici nu se văd de la început unde duce, la altele se văd, dar altele numai la urmă se vede. Și mă întreau băiatul acela, dar frate, dacă o asemenea metodă de a afla care e cea mai bună fată nu este, cum să iau cea mai bună fată? Zic, simplu, să fii tu cel mai bun băiat. Și atunci o să-ți caute Dumnezeu ceva. Că-și cunoști un asemenea caz în care un băiat pocăit s-a rugat, s-a hotărât, s-a pus ochii pe o fată și când a zis că e solistă la cor, a zis, băi, asta cred că e cu pasiuni sfinte, că așa ceva vreau. Toate bune și parcă ceva în inima lui așa, nu-i s-a prindea într-o totul becul verde, așa că la eu s-a fat. Când se meargă, să nu meargă la război. Și să înțelege cu niște prieteni, hai să stăm în poș și rugăciune înaintea Domnului, mai multe zile, Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să lucreze unitatea noastră. Și în ultima zi de post personal mi-a povestit acest băiat. Din județul Mureș, o sună o fată, o soră din Cluj. Vrei să te măriți cu fata cu tare? Întorci cu fata cu tare? Da! Du-te repede la Mureș, strada cu tare, blocul cu tare și așteaptă la scară jos și vei vedea că din scara blocului comoară bărbatul meu și cu ceea ce urmează să fie nevasta ta. Vă dați seama cum s-a dus. Glonț! Și așa a fost.
că e scris în Biblie, celui neprihănit îi răsare o lumină în întuneric. Dar tot în Biblie scrie, Proverbe 22:14, gura curvelor este o groapă adâncă, cel pe care vrea să-l pedepsească Domnul acela, cade în ea, zici că e cu adrese, teleghidat, o vrea numai pe aia și pe aia, că aia îi se cuvine. Așa că, stimați băieți și fetelor, fiți credincioase și apoi întrebați pe Domnul, nu să-l păcălim pe Dumnezeu că nu merge cu astea. Când i-a adus robul pe Rebeca, Isaac nu era la vânătoare. Băieți, unde era? Pe film, așa, la un film, nu? Ceva bătăie din astea asiatice, l-am prins și bun, și zic, băi, vrei să dai-o să capeți, așa? Dar atunci, după ce te uiți la ele? Ieșise să cugete în taină pe câmp. Și pe când cugeta, a venit fata. Că Dumnezeu poate să-ți simplifice operația asta. Poate să fie căsătorie cu Domnul și de la Domnul. Sau pleci fără Domnul și te trezești cu ceva așa, ca și ce ți s-a cuvenit. Dumnezeu să vă ajute și să vă dea îndurare. Am predicat ceva asemănător undeva odată în Republica Moldova și la urmă zice un bărbat, vreau să stăm de vorbă. Zice, frate, în seara asta am înțeles, zice, n-am luat nevastă bună. Dar acum ce-i de făcut? Ei, cum s-a întâmplat cu un tânăr, că a mers cu o fată, să întrebe pe Domnul, și da, eu cred că Domnul mi te dă. Și Domnul a vorbit și a zis, așa a fost prorocia, de ce crezi că a priceput el? Și tânărul îți voi împlini dorința, dar când îți va fi greu în viață să te ieși afară, să te uiți la stele, să înveți de la ele. Și într-o zi, în ziua aceea, a venit scandalul și nu am mai putut cu ea în casă. Știți că scrie în Proverbe că de o nevastă guralivă îți vine să te muți întâi la mansardă și apoi pleci de acasă. S-a uitat, era o noapte cer senin, Doamne, așa ai zis, să ies afară, să uiți la stele, să învăț de ele. Ce să învăț? Să intri înapoi, să luminezi și să taci. Că asta fac stelele. Nu face una gălăgie și luminează în noaptea cea mai besnă. Și cât durează asta? Până s-a crăpat de ziua. Până aduce Dumnezeu lumină și îndurare. Dumnezeu să aibă milă de voi. Închei. Hai să recapitulăm. Ce opțiune aveți? Or fi mai multe, dar atâta mi-a fost dat să vă spun în seara asta. Opțiunea de a urma sau nu credința Sfânta părinților, a lui Avram, Isaac și Iacob. Asta e credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. A doua opțiune. Care a fost? Opțiunea să te păstrezi sau nu? Curat. Îți rămâne binecuvântarea sau nu îți rămâne? A treia opțiune. Să te încrezi în binecuvântarea Domnului sau să dai din coate, din mâini, din picioare, din ochi, să faci ceva. A patra. Opțiunea de a avea pasiuni sfinte sau pasiuni lumești. Și a cincea, opțiunea de a se căsători cu Domnul sau nu. Și apoi, în final, își rezervă Dumnezeu opțiunea să te binecuvinteze și să te aleagă sau să nu te aleagă și să nu te binecuvinteze. Vă rog să vă imaginați pe Esau stând în fața la tatăl său Isaac. Hai să vă citesc că e mai dureroasă scena așa când ne imaginăm de aici. Versetul 34, Geneza 27, când a auzit Isau cuvintele tatălui său, a scos mari țipete, pline de amărăciune, și a zis tatălui său, binecuvintează-mă și pe mine, tată. Versetul 36, n-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine. Versetul 38, n-ai decât această singură binecuvântare, binecuvintează-mă și pe mine, tată. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Evrei 12, versetul 17. Cu durere citesc versetele astea. Știți că mai pe urmă când a vrut să capete binecuvântarea n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi n-a putut să o schimbe. Acum dacă în viață n-ai primit binecuvântare, cum a spus, luminezi până la ziua, dar s-ar putea să pierzi și mântuirea.
și să nu dea nimeni vina pe Domnul, că pe mine nu m-a ales. Nu, Dumnezeu te lasă întâi să bifezi tu 5 rubrici, pot eu fi mai multe. Și apoi în urmă este o rubrică pe care o semnează Dumnezeu și spune binecuvântat sau nu, ales sau respins. M-au sunat la interval foarte scurt, 2 băieți duși de la noi din adunare, unul în Europa și altul în America, plângând, bărbați, frate, zice unul, m-au bătut cel de sus. Mă, nu te-o binecuvântat, nu, pe mine m-au bătut. Dar de ce? Vai, chinuit sunt, mă așteaptă pușcăria, familie praf, nevasta m-a băgat în pușcărie. Spuneți la tineri să nu facă ce am făcut noi. Bă, băieți, eu v-am spus și vouă, dar n-ați ascultat. Frate, spune măcar la alții, o soră din adunare, 60 de ani, zice, frate, pe mine dă-mă cu numele. Spune-mi la fete ce prostie am făcut eu, să fiu în adunare, să nu mai facă măcar ele. Era la noi un bătrân, poate fratele nu știe, frate David Alexandru de la Vidra, un bătrân așa calm, explica la oameni, sfătuia și când vedea că nu vor să asculte, dădea din cap și zicea, greu e să fii cu minte. Greu e să fii cu minte. Nu e așa greu, dar văd că pentru unii tare e greu. Țineți minte, dacă Dumnezeu te vede că alegi credința părinților pe care El a lăsat-o, Dumnezeu va deveni Dumnezeul tău și îți va face loc la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Dacă Dumnezeu vede că tu ai hotărât să te păstrezi curat, să știi că vrea să te îmbrace cu haine albe pentru vecii vecilor. 3. Dacă Dumnezeu vede că tu ai hotărât să te încrezi în binecuvântarea Lui, să știi că o să-ți poarte de grijă toată veșnicia. Vei sta pe cheltuiala lui Dumnezeu pentru eternitatea viitoare. 4. Dacă tu ai hotărât să ai pasiuni sfinte, Dumnezeu te va sătura de neprihănire și de har în sfânta Lui împărăție. Vei ajunge acolo unde se strigă numai Sfânt, Sfânt este Domnul. Aleluia. Și în al cincilea rând, dacă Dumnezeu vede că tu vrei să te căsătorești cu El, vrea să-ți facă surpriza unei nunți în cer. Ce zici? Vrei? Dar să nu crezi că pe pământ vrei să te căsătorești de capul tău și încerci să fii mereasa Domnului. Nu merge. Dacă Dumnezeu vrede că și aici vrei să te căsătorești cu El, o să te aleagă să fii fiica Lui, nora Lui, cum vreți, mireasa Fiului Lui Dumnezeu. Doamne, alege-ne acum. Pune-ți pecetea peste tinere adunării. Ajută-i, Doamne, să lepede tot ce e rău, să te aleagă pe Tine, să aleagă partenerii în voia Ta, să se bucure părinții, să se bucure ei, să se bucure Dumnezeu. Că dacă veți fi credincioși, părinții se bucură până trăiți. Dar dacă veți fi voi credincioși, vă veți bucura pentru vecii vecilor. Dacă sunteți răi, se necăjesc părinții câtă vreme trăiesc, dar voi veți avea parte de chin pentru eternitate. Cine câștigă? Voi sau părinți? Voi câștigați. Și Dumnezeu vrea să vă ofere acest câștig a Domnului care e bun, care cum scrie în psalm, ia amintiți-vă unde scrie, Dumnezeu meu cel prea, prea bun, slăvit să-L fie în veci. Dumnezeu acesta prea bun să se îndure de voi toți. Amin. Amin.